Autoritățile municipale anunță relaxarea unor restricții pandemice. Comisia Extraordinară pentru Sănătate Publică din Chișinău a decis aseară că și școlile sportive, cele muzicale și de arte, revin de astăzi la regimul obișnuit de activitate. Autoritățile capitalei au decis că tot de astăzi ședințele, conferințele și alte întruniri științifice pot fi organizate cu prezența fizică, însă cu purtarea obligatorie a măștilor și respectarea distanței. Această prevedere contravine deciziei Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, potrivit căreia astfel de măsuri pot fi organizate doar în regim online. De asemenea, activitățile în aer liber, parcuri, zone de agrement se vor organiza în spații speciale cu respectarea strictă a normelor sanitare, iar teatrele, cinematografele, sălile de concert, bibliotecile, muzeele vor activa la capacitatea de 50% din numărul de locuri existente cu prezentarea obligatorie la intrare a certificatelor COVID-19.